Ea este Iza. Iza s-a născut într-o familie foarte bogată. Nu a trebuit să muncească niciodată în viața ei. Părinții ei aveau atât de mulți bani încât nu a trebuit să învețe nici să spele vase, nici să spele haine și nici să facă curățenie în casă. Oare când vine menajera asta? Mai stau mult după ea. O să-i scad din salariu dacă întârzi așa în fiecare zi. Viața Izei urmează să se schimbe din momentul în care menajera va intra pe ușă. Îmi cer scuze că am întârziat, a fost trafic și am venit cu autobuzul. E cineva aici? Eu sunt noua menajeră. Iza avea în fața ei o persoană care arăta exact ca ea. Erau identice. Cum era posibil așa ceva? Am reușit să salvez copiii, însă nu știu dacă voi reuși să salvez mama. Am reușit să salvez tripleții, însă mama n-a supraviețuit. A apărut o complicație în urma sarcinii. Vai, săracii copii, au rămas orfani de mamă. Nu mai au pe nimeni. Acum ce mă fac cu ei? Va trebui să-i dau la centrul de adopție. Mama lor n-a supraviețuit. Nu pot să cred, chiar nu pot să cumpere orice cu banii. Am investit atâția bani în tratamente ca să avem și noi un copil și am pierdut sarcina. Îmi doresc atât de mult să fiu mama, aș face orice să am un copilaș. Poate asta este miracolul pentru cei trei bebeluși. Acei oameni sunt foarte bogați și vor să fie părinți. Să sperăm că vă vor adopta cineva. Domnilor, îmi pare rău că trebuie să treceți prin așa ceva. Vă înțeleg, e foarte dificil. Noi ca doctori suntem martori la multe tragedii în spital. O femeie tocmai și-a pierdut viața în timp ce a dat naștere la trei bebeluși minunați. Bebelușii au nevoie de părinți. Voi ați putea să le oferiți un cămin acestor copii? Eu îmi doresc un singur moștenitor. Al averii mele, îmi doresc un singur copil. Dumneavoastră ați spus că aveți tripleți. Sunt dispusă să adopt unul singur. Bine, sunt de acord. Măcar viața uneia dintre ei va fi mai bună. Poate vor avea noroc și ceilalți. Uite, dragul meu, avem un miracol, suntem părinți. Hai să mergem acasă și să-i oferim cea mai bună viață din lume. Ați mai rămas voi două. Va trebui să vă duc la centru de adopție. Poate veți fi norocoase și vă va adopta cineva și pe voi. Și iată că avem primii bebeluși aduși în centru de adopție. În dimineața aceasta, doctorița i-a lăsat aici. Să sperăm că îi va adopta cineva și pe ei. Nici măcar n-au un nume, săracele. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Bine ați venit la centrul nostru de adopție. Ați dorit să adoptați un copil? Bună ziua, chiar dacă eu și soțul meu nu suntem foarte bogați, suntem modești. Da, am vrea să adoptăm un copilaș, să-i facem viața mai bună, cu puținul din care avem noi. Chiar vreau să schimb viața în bine a unui copilaș de aici. Am o singură condiție, vreau să fie bebeluș, vreau să-l iau și să-l cresc eu de mic. Să-i dau chiar și un nume. Doamna, ați venit la fix! Mama a doi gemeni, tocmai ce-a murit la maternitate. Vreți să adoptați doi gemeni? Îmi pare rău, chiar nu pot să adopt gemeni. Nu am bani să susțin doi gemeni. Vreau doar un singur copil. În regulă, haideți aici, urmați-mă. Acesta este unul dintre copilași. Puteți să-l adoptați. Va avea o viață mai bună cu dumneavoastră decât va avea aici. Să sperăm că va avea noroc și ultimul. 7 ani mai târziu. Doamna Mirela, astăzi este ziua mea, așa-i? Da, Adina, este ziua ta, la mulți ani. De ce nu te bucuri? De ce ești tristă, Adina? Sunt tristă pentru că toți ceilalți copii au plecat până la 7 ani. Eu am împlinit 7 ani și nu m-a adoptat nimeni. De ce nu mă vrea nicio familie? E ceva în neregulă cu mine? Vai, cum să spui așa ceva, puiule? Cum să fie ceva în neregulă cu tine? Tot ce trebuie să faci este să ai răbdare. O să vezi, cineva va avea nevoie de tine la un moment dat și vei fi adoptat. La mulți ani, Iza! Ai împlinit 7 anișori. Îți va lua ceva timp să deschizi toate cadourile pe care le-ai primit. Vai, mami, nu pot să cred câte cadouri mi-ai cumpărat. Abia aștept să le deschid pe toate, să văd ce-am primit. Uite, Iza, ce tort mare ți-a pregătit mama. Haideți să ne pregătim. Toată clasa de la școală va veni în vizită la tine. Vei primi și mai multe cadouri. Yay, mulțumesc, mami! Viața gemenelor a evoluat total diferit. Una dintre ele nici măcar n-a fost adoptată și își petrecea aniversarea la centru de adopție, pe când cealaltă nici măcar nu putea să-și numere cadourile la cât de multe erau. Haideți să vedem cum își petrece ziua de naștere fata care a fost adoptată din centrul de adopție în momentul în care era bebeluș și a ajuns acolo. Aceasta era casa în care locuia. La mulți ani, Briana! Ai împlinit 7 anișori
Știu că nu ne permitem să cumpărăm un tort, cum ai văzut tu la colegii tăi de la școală, dar am făcut eforturi mari să cumpărăm aceste brioșe de ziua ta. Sper să ne înțelegi, n-am avut bani să cumpărăm cadou. E în regulă, tati, ați făcut destule pentru mine. Mie îmi place și această brioșă. Important este că sunteți aici alături de mine și că o să vă jucați cu mine. Se pare că Briana n-a avut aniversarea visurilor ei, dar s-a bucurat să fie alături de părinți. 11 ani mai târziu. Adina, ai împlinit 18 ani, acum va trebui să pleci de la centrul nostru de adopție și să te descurci singură în viață. Așa e, mulțumesc mult, doamnă, că ați avut grijă de mine în toți acești ani. Știu că m-ați încurajat tot timpul, că o să fiu și eu adoptată la un moment dat, dar se pare că nu m-a vrut nimeni. Acum sunt singură și n-am pe nimeni. Dacă ai nevoie de ceva, eu sunt aici alături de tine. Uite, pentru început ia banii ăștia, te va ajuta să-ți găsești măcar un loc unde să stai până îți vei găsi ceva de lucru. Mulțumesc mult, doamnă! Să ai o viață ușoară, Adina! Mult succes! Habar n-am unde să mă duc, n-am pe nimeni, n-am familie, n-am prieteni. Banii ăștia pe care mi-a dat doamna de la centru de adopție ar trebui să-mi ajungă să-mi găsesc un loc unde să stau în chirie, măcar pentru câteva săptămâni, până îmi voi găsi un job. Și-am primit și bursă. În curând o să fiu medic, mamă. O să mă angajez la spital. Nu o să mai locuim aici prea mult timp, vă promit. Dragă lui mama, nu poți să crezi. Ai învățat atât, ai muncit din greu și uite că visul ți s-a îndeplinit. Chiar ai ajuns să fii acceptată la facultatea de medicină. Mama e atât de mândră de tine. Am știut întotdeauna că vei reuși, draga mea. Sunt foarte mândru de tine. Viața Izei era complet diferită de a gemenelor sale. Trăia într-o familie extrem de bogată, n-a fost necesar să facă absolut nimic în viața ei. Alo, da, mami! Bună, Iza! Te rog, concediază-o pe menajeră în numele meu. Concediază-o pe menajeră înainte să vin eu acasă. Am impresia că ne fură din lucruri. De ce, mami? Mie nu cred că mi-a furat niciodată nimic. Ce faci acolo? Mama, a avut dreptate! Ce faci cu brățara mea în valoare de 20.000 de euro? Am primit-o cadou de la părinții mei când am împlinit 18 ani. Incredibil, ești concediat! O să pleci din casa mea. O să angajez altă menajeră. Nu-mi vine să cred. Acum va trebui să caut o nouă menajeră. Numai de asta n-aveam timp acum. Am postat anunțul. Să sperăm că va veni cineva cum se cade. Sper să-mi găsesc un job. Dacă nu plătesc chiria, nu mă mai lasă să stau aici și luna viitoare. Uite, am găsit un anunț. Fata asta miliardară angajează menajeră pentru casa ei și oferă un salariu imens. Asta e șansa mea, eu știu să fac curățenie. Eram cea mai ordonată de la centrul de adopție. O să merg la interviu. O să merg direct în uniformă, cu siguranță mă va angaja. Și asta? E cumva o farsă? De ce arăți ca mine? Nu vine să cred, suntem identice. Nu se poate, am venit să lucrez pentru cineva care arată ca mine. Suntem gemene. Nu suntem gemene, eu nici măcar nu sunt adoptată. Și eu sunt singură la părinți, nu am alți frați. Eu am crescut într-un centru de plasament. Acum că am împlinit 18 ani, a trebuit să plec. De asta mi-am luat un job aici. Ești sigură că ești fica părinților tăi? Eu cred că ai fost mințită. Atunci Iza a început să pună la îndoială sinceritatea părinților ei și să se întrebe care sunt originile sale. Cum de are o soră geamănă identică? Nu pot să cred! Deci tu nu ai părinți? Eu n-are cum să fiu adoptată. Știu 100% că părinții mei sunt părinții mei reali. Mama m-a născut. Și cum de ești tu atât de sigură? E clar, suntem gemene, uită-te la noi, arătăm identic, avem chiar și aceeași înălțime. Eu am crescut într-un orfelinat. Doamna de la orfelinat nu mi-a zis nimic de familia mea. Tot ce știu este că mama m-a abandonat acolo. M-a adus o doctoriță. Nu se știe de ce m-a abandonat mama sau ce s-a întâmplat cu ea. Te rog, ajută-mă să-mi caut mama. Este și mama ta. Atunci Iza a stat pe gânduri, nu știa ce să facă. Dar parcă instinctul îi spunea să o ajute pe Adina să-și găsească familia, care era și familia ei. Dacă stau să mă gândesc bine, ceva ciudat se întâmpla și cu familia mea. Mi-aduc aminte când eram mică și stăteam cu mama în cameră, cu tot întrebam lucruri despre nașterea mea. Mami, îți amintești cum a fost când m-am născut eu? Pe la ce oră m-am născut eu? Cum te simțeai tu atunci? Nu mai știu exact ora, scumpo, dar sunt sigură că a fost perfect. A fost perfect? Dar mama Iulie i-a dat foarte multe detalii despre ziua în care s-a născut. Da, scumpo, ai încredere în mine. Ziua aceea în care tu te-ai născut a fost cea mai frumoasă zi pentru mine. Mama nu a știut niciodată să-mi dea detalii despre ziua în care m-am născut.
Poate că ai dreptate, poate părinții mei chiar îmi ascund ceva. Poate eu chiar am fost adoptată și nu mi-au spus niciodată. O să te ajut să ne găsim familia. Trebuie să o găsim pe mama cumva. Dar cum facem? Va trebui să mergem la spital pentru început. Trebuie să o găsim pe doctorița care ne-a lăsat pe amândouă la centru de adopție. Cu siguranță pe tine te-a adoptat familia asta și pe mine nu m-a adoptat nimeni. Ce vrei să spui? Acum ești invidioasă? Nu, dar uite-te și tu în ce lux ai crescut. Iar eu m-am chinuit să supraviețuiesc acolo. Asta este spitalul. Haideți să mergem să vorbim cu o doctoriță. Poate putem afla informații despre părinții noștri. Bună ziua! Numele meu este Adina și ea este sora mea, geamănă Iza. Vai, nu pot să cred! Arătați că... Doamne, vă rog frumos să ne ajutați! Tocmai ce am aflat că am o soră geamănă. Din câte știu, eu m-am născut la spitalul acesta. Am impresia că părinții mei mă mint. Puteți să verificați cine ar putea să fie mama noastră? Bineînțeles că o să vă ajut, numai că... Așteptați o secundă să o chem pe colega mea, ea se va ocupa de asta. Briana, n-o să-ți vină să crezi, vino aici puțin. Acum o să vină colega mea, nu pot să cred. Sunteți identice. Am venit, Raluca, ce e? Ce e asta? E o farță? Cine sunt femeile astea și de ce arată ca mine? Acela a fost momentul în care fetele și-au dat seama că sunt trei. Trei surori identice. Și-au dat seama că părinții le-au mințit. Iza și Adina s-au dus la spital să-și găsească mama. Însă și-au găsit o soră geamănă. Au aflat că mama lor a murit la naștere și că ele au ajuns fiecare în familii diferite. Eu zic să mergem să discutăm într-un loc mai privat, la o cafenea. Părinții mei mi-au spus că sunt adoptate și că m-au luat de la centrul de adopție. Însă nu mi-au zis că mai am două surori gemene, probabil n-au știut nici ei. Măcar voi ați fost adoptate. Pe voi v-a vrut cineva, pe mine nu m-a adoptat nimeni, eu n-am avut familie. Sunteți atât de norocoase. Norocoase? Pe mine părinții m-au mințit. Mi-au spus că sunt fiica lor și acum aflu că sunt adoptată și mai am încă două surori care arată ca mine. Am crezut întotdeauna că sunt unică. S-a zis cu unicitatea mea. Abia aștept să ajung acasă să-i confrunt pe părinții mei și să aflu adevărul. Sunt atât de nervoasă, nu pot să cred că m-au mințit toată viața. Unde sunteți? M-ați mințit că sunt fiica voastră și aflu acum că am încă două surori gemene și că sunt adoptat. M-ați mințit că sunt unică. Când colo mai sunt încă două care arată identic cu mine. Nu ți-am mințit cu nimic, Iza. Tu chiar ești fiica noastră. Noi nu considerăm că ai fi fiica altcuiva. De când te-am adoptat, am simțit o conexiune profundă cu tine. Ești fiica noastră. Nu ți-am spus că ai două gemene pentru că te-ai fi dus să le cauți. Și tu ești mult superioară lor, draga mamei. Nu înțeleg de ce-ți pierzi vremea cu ele. Ele n-au educația ta. N-au lucrurile tale. Uită-te cât de sus ești tu față de ele, scumpo. Atunci nu o să mai vorbesc cu ele dacă tu asta crezi că e mai bine. Părinții Izei au întors-o pe Iza împotriva surorilor ei gemene. Și uite așa, a apărut o ruptură între cele trei. Acasă la Briana, totul mergea perfect. Surorile se înțelegeau de minune. Ce mă bucur că ai venit, Adina! E așa plăcut să știi că mai ai încă două surori gemene care arată ca tine. Mi-ar fi plăcut să creștem împreună, sunt sigură că ne-am fi înțeles. Dacă știam că ai nevoie de ajutor și că n-ai fost adoptată, te-aș fi ajutat cu mare drag. E regulă, Briana. Bine că ne-am întâlnit acum. Rău era dacă nu ne-am fi cunoscut niciodată. Ce-ar fi să o chemăm și pe Iza la cafea? Și ea e sora noastră. Să știi că ai dreptate. Uite, chiar acum o să o chem pe Iza să o chem la noi la cafea. Alo, bună, Iza! Briana, să nu mă mai suni. Poate că fi noi surori de la naștere, însă eu nu vă consider pe niciuna dintre voi surorile mele. Lăsați-mă în pace să-mi trăiesc viața fără voi. N-am nevoie de oameni ca voi în viața mea. Dacă mă mai sunați o singură dată, o să-mi schimb numărul de telefon. Nu vreau să vă mai văd. Ce-a zis Briana? Nu pot să cred, cât de arogantă e. Nu vrea să mai petreacă timpul cu noi. Nu ne consideră surori. Se crede mult superioară nouă. Se crede mai bună decât noi, Adina. Nu-mi vine să cred cât de răsfățată este. Noi ne-am chinuit, mai ales tu. Tu nici măcar n-ai avut familie. Ea a crescut cu totul. Ea a avut totul la dispoziție. Și se poartă atât de urât cu noi, propriile ei surori. Incredibil așa ceva. Cele două surori erau tare revoltate. Nu le venea să creadă că au fost abandonate de propria lor soră geamănă. Într-adevăr, Iza era puțin răsfățată și influențată de părerea părinților.
Deși viața le-a mai dat o șansă celor trei, Adina și Brianna au îmbrățișat această șansă și se înțeleg bine, însă Iza, fata bogată, nu vrea să aibă nimic de-a face cu ele. Iza și-a văzut de viață mai departe, fără surorile ei gemene. Aceasta trăia în lux și bogăție, fără să se gândească la viața altora. În tot acest timp, Adina încerca să găsească un job. Doar nu o să lucrez pentru egoista de soră mea, nu o să fiu eu menajera ei. Și așa e destul de răsfățată. Va trebui să-mi găsesc totuși un job, dacă nu voi fi dată afară din cocioaba asta. Sper să mă mai lase totuși o lună. Cine-o fi? Poștașu! M-a venit poșta. Oare de la cine-o fi scrisoarea asta? Dragă chiriaș, dacă nu plătești chiria în termen de 2 zile, va trebui să părăsești locuința. Eu nu stau după tine. Mai am și alți oameni care ar plăti mult mai mult decât tine să locuiască acolo. Vai de mine, și eu ce mă fac că nu am bani să plătesc? Și așa camera asta arată oribil. Ceva mai ieftin de atât nu o să găsesc niciodată. Aici locuiește Adina, de ce nu mi-a fi răspuns la telefon toată ziua? Bună, Adina, ce faci? Am văzut că nu mi-ai răspuns la telefon, e totul în regulă? Adina, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? E totul ok? Nu suport să te văd să plângi. S-a întâmplat ceva? Te pot ajuta cu ceva? Am primit o scrisoare. Voi fi dată afară din cocina asta. Și nu am bani să plătesc. Mi-a zis că dacă nu plătesc în 2 zile, să-mi fac bagajele și să mă mut. Am 50 de lei. N-am cum să plătesc cu 50 de lei chiria. Și să și mănânc. Stai liniștită, Adina. Nu vei rămâne fără locuință. Uite, ăștia sunt toți banii care mi-au mai rămas până la salariu. Poftim, ți dau ție. Mulțumesc, Brianna, însă nu sunt suficienți. Chiria e foarte mare, costă 2500 de lei la cocina asta. Ce ai tu acolo nu o să-mi ajungă. E atât de nedreaptă viața, Adina. Iza trăiește în bogăție în palatul ei și tu riști să locuiești pe străzi din cauza că n-ai să plătești chiria. Trebuie să apelăm la ea. E sora noastră, doar nu o să-și lase sora să doarmă pe străzi, nu-i așa? Haide să mergem, o să mergem la ea acasă. Căutați la mine acasă, v-am spus că eu nu vă consider pe voi surori, nu meritați ajutorul meu. Eu m-am născut cu niște privilegii pe care voi nu le aveți. Haide, Iza, dă-i Adinei niște bani în împrumut, va da înapoi de îndată ce își va găsi un job. Dacă nu, va rămâne pe străzi. Promit, o să-ți dau ultimul bănuț înapoi de îndată ce îmi voi găsi un job. Numai că nu vreau să dorm pe străzi. Este cea mai ieftină chirie pe care am găsit-o în oraș. Dacă o pierd, nu mai am șanse să găsesc ceva mai ieftin de atât. Și nici am unde să mă duc. O să vină frigul la noapte. Nu vreau să dorm în parc. Ți se pare că îmi pasă? Te descurci singură. Ai o roche făcută din bani și nu vrei să-i dai 1% din cât ai tu pe rochea aia surorii tale ca să nu moară de frig noaptea? Nu e problema mea. Vă descurcați singure. Vă rog să plecați. Adina nu mai plânge. Nu o să te lasă dorm pe străzi. Chiar dacă nu avem bani să plătim chiria la casa ta, vei veni și vei locui alături de mine. Mulțumesc mult, chiar ești o soră bună. Acum hai să plecăm cât mai repede din casa asta, nu mai pot să stau aici. Mă bucur că ești aici, surioară. Fă-te comodă și simte-te ca acasă. Mulțumesc că m-ai primit, surioară. Cineva trebuie să-i dea o lecție Izei. E atât de răutăcioasă și egoistă. Eu n-am de gând să las lucrurile așa cu sora noastră. Poate că ar trebui să nu te stresezi. Să o lăsăm în pace, noi ne înțelegem bine. Și dacă ea a ales să nu ne bage în seamă, e problema ei. Vezi tu, eu nu pot să uit că te-a abandonat în momentul în care ți-a fost cel mai greu. Iza o să plătească pentru ce a făcut. Surioară, am avut câteva zile libere de la spital și nu o să crezi ce am făcut. Să mă gândesc că ai luat o pauză și te-ai relaxat, așa-i? Mi-am descărcat aplicația TikTok. Și n-o să-ți vine să crezi cine e cea mai populară pe TikTok la momentul actual. Să nu-mi zici că e Iza, sora noastră. Ba da, chiar ea. Face tot felul de provocări ciudate și se laudă cu banii ei. Mai știi când am fost la ea și avea o rochie făcută din bani? Ei bine, a făcut-o tot așa, că a primit un comentariu cu n-ai curaj să-ți faci o rochie numai din bani. Mă așteptam ca oamenii bogați ca ea să aibă un cont de TikTok și să se laude cu asta. Mă gândesc cum să-i dăm o lecție și să o învățăm și pe ea că nu-i ok ce face. Serioară, eu zic să o lași baltă. Eu zic că nu-i ok să ne răzbunăm pe ea. E alegerea ei la urmă cum vrea să-și trăiască viața.
Nu e vorba de răzbunare, e mult mai mult de atât. Nu vreau să mă răzbun pe ea. Vreau să o avem ca soră și să ne înțelegem bine și cu ea. Aș vrea să găsesc o modalitate să o fac pe Iza să înțeleagă cât de greu e să trăiești cum am trăit noi, mai ales tu, Adina. Af, nu te vei opri, așa-i? Ia să vedem câtă lume mă mai apreciază pe TikTok și ce provocări mai vor urmăritorii mei să facem. N-ai curaj să te învârți în cap cu o găleată de apă? Ei, strângem 20.000 de like-uri să fac asta! Nu pot să cred! S-au strâns 20.000 de like-uri! Va trebui să mă țin de cuvânt și să fac această provocare! A venit o idee! O să-i las și eu un comentariu de pe un alt cont, să nu-și dea seama că sunt eu! Sora noastră va primi lecția pe care o merită! Eu zic să nu faci asta! Eu zic că n-are sens să te complici! Lasă-o în pace, ia alegerea ei! La cum te-a tratat, Adina? Merită să primească o lecție, așa că lasă-mă în pace, știu ce fac! Ca să faci vizionări, trebuie să faci schimb de vieți cu cineva. Pun pariu că n-ai curaj să faci asta. Dacă ai fi fată deșteaptă, ai face schimb de vieți cu un urmăritor. Spre exemplu, cu mine. Ai face milioane de urmăritori. Lumea te-ar cunoaște și te-ar aprecia și mai mult. Gata, îl am trimis. Haideți să vedem ce răspunde sora noastră. Schimb de vieți cu un urmăritor? La asta nu m-am gândit. Nu e idee rea. Dar cine o fi persoana asta și de ce vrea să facă schimb de vieți cu mine? Dar eu vreau să am cât mai mulți urmăritori, să mă cunoască lumea, să mă aprecieze. Așa că ia să-i răspund eu la persoana asta să vedem. Cum o să facem vlogul? Sunt de acord. Cum procedăm să facem schimb de vieți și să filmăm tot procesul? Ți-am zis că a răspuns. E de acord, vrea să facă asta. Acum avem nevoie de ajutorul prietenei mele ca să nu se prindă că noi suntem în spatele acestei idei. O să sun acum pe Mirela. Iza s-a întâlnit imediat cu fata care i-a comentat la videoclipul de pe TikTok ca să facă provocarea. Și ești sigură că o să-mi aducă vlogul ăsta mulți urmăritori? Normal că o să-ți aducă. Tu o să stai o săptămână în casa mea și eu o să stau o săptămână în casa ta. O să filmez și eu ce se întâmplă la tine, tu o să filmezi ce se întâmplă la mine, vei posta pe contul tău de TikTok și o să vezi ce fain o să fie. Sunt de acord, unde este casa ta? Acum îți voi da adresa. O să te descurci doar cu ce am eu. Rochea aia mi-o dai mie, pentru că acum eu o să duc viața ta. Da, sigur, sigur, dacă îmi promis că o să fac 1.000.000 de urmăritori, fac orice. Dar și tu locuiești într-o vilă, așa-i? Da, într-o vilă imensă, cu 7 etaje, 200 de piscine. A, super, ești mai bogată ca mine. O să duc chiar mai bine decât acasă. Sunt convinsă. Iza credea că va duce o viață foarte frumoasă și va face și un vlog superb din care va avea foarte mulți urmăritori. Iza a ajuns în vechiul apartament unde locuia sora ei, Adina. Era cel mai ieftin apartament din oraș, dar unul cu cele mai proaste condiții de trai. Mizeria curgea pe pereți, înăuntru mirosea oribil și se pare că n-a mai fost făcută curățenie de ceva timp. Ce-i asta? Fata aia m-a mințit! Nu pot să trăiesc aici! Nu, eu nu pot să stau în cucina asta! Gata, eu renunț la vlogul ăla, renunț la urmăritori, eu vreau să merg acasă să trăiesc în luxul meu. Ce țeapă mi-a dat și fata aia, a vrut doar să locuiască la mine acasă pe gratis și să mă trimită pe mine aici. Am plecat de aici, mă duc acasă. Planul Brianei mergea perfect. Briana și-a făcut bine temele. O cunoștea atât de bine pe Iza încât putea să imite comportamentul la perfecție. Mama ei n-a bănuit nicio secundă că n-ar fi Iza în casă. Iza, mamă, când termin de aruncat cu bani, să mergem la lecțiile de balet. Bine, mamă, mai lasă-mă să fac încă 3 TikTok-uri, încă 3 challenge-uri. Of, copiii ăștia nu se mai schimbă niciodată. Bine că am ajuns acasă. Mamă, mamă, am întors, am renunțat la challenge-ul ăla. Ce se întâmplă aici? Tu cine ești? Mamă, ce cauți tu aici? Ți-am zis să stai departe de fica mea. Urmărești doar să iei banii. Fica mea nu vrea să aibă de-a face nici cu tine și nici cu sora ta. Mamă, ce tot vorbești acolo? Eu sunt fica ta, ea e Briana, mi-a furat viața, m-a păcălit cu challenge-ul ăla, imposibil! Dă-mi rochea aia înapoi! Aia e rochea mea! Nu știu despre ce vorbește mamă, dar scoate-o din cadru, îmi strigă TikTok-ul. Dacă nu ieși afară în momentul ăsta, o să chem poliția. Tu crezi că eu nu-mi cunosc fica? Cum? Ce? Se pare că situația stătea mai rău pentru Iza decât se aștepta. A căzut în capcana Brianei. N-a avut de ales decât să părăsească casa. Mama ei nu o dorea acolo. Nu o recunoștea. Singurul loc în care a putut să se ducă Iza a fost vechea casă în care a locuit Adina.
Am fost păcălită de propriile mele surori gemene. Cum o să stau aici? Patul ăsta e atât de tare. Și nici măcar n-are bani în loc de saltea. Cum să dorm eu pe saltea normală? Masa asta e plină de praf. Și n-am menajere care să-l șteargă pentru mine. Și ce o să mănânc? Nu mi-am gătit niciodată. Ca să supraviețuiască în lumea aceasta, Iza avea nevoie de un job. Așa că n-a avut de ales decât să-și găsească unul. Vă rog, angajați-mă, chiar am nevoie de bani. N-am ce să mănânc și cu ce să-mi plătesc chiria la chestia aia oribilă. Nici măcar nu pot să o numesc casă, e un coteț. Gata, gata, nu te mai milogiate, te voi angaja. Tot ce trebuie să faci este să nu faci mie probleme și să speli doar vasele după ce termină clienții de mâncat. E prea greu? Nu, nu e greu, o să fac asta. Oare cum se spală vasele? N-am fost niciodată atentă la servitoare când le spălau. A, cât de greu poate să fie? Oare ce-mi trebuie ca să spăl vasele? Ce e mopul ăsta? Parcă servitoarele mai foloseau acasă. Cred că el se folosește pentru vase. Ia să văd, e puțin cam greu să-l ridici la nivelul ăsta și să spăl vasele. Ce-i asta? Ce faci acolo, fetițo? Ți-ai pierdut mințile? Tu chiar îți bați joc de munca noastră în restaurantul nostru? Ce faci cu mopul, ghiuvetă? Doamnă, spăl vasele așa cum mi-a zis, dar e foarte greu să ridic mopul ăsta așa mare. Și e greu să curăț farfuriile cu el. Văzându-i fața șefei ei, Iza și-a dat seama că are mari probleme. Atunci a aflat pentru prima dată că mopul se folosește ca să speli podeaua, nu să speli vasele. Și că ai nevoie de un burete ca să speli vasele. Atunci Iza a fost concediată și de la acel loc de muncă. Nu se descurca să facă nimic. Ce rău m-am purtat cu surorile mele! Săracele, ele au avut toată viața așa, iar eu am trăit doar câteva zile. Cred că va trebui să merg să-mi cer scuze. Am fost atât de egoistă, atât de rea, nu m-am gândit decât la mine și ele, săracele, s-au chinuit atât. Ești acasă? Bună, Iza! Uite, în legătură cu Briana, care acum e la tine și e tu, a vrut să-ți dea o lecție. Eu n-am fost de acord cu asta, însă Briana a făcut ce trebuie, îmi cer scuze, am fost atât de egoistă. Înțeleg de ce a făcut Briana asta. M-am purtat foarte urât cu tine. Acum îmi dau seama cum e să trăiești de la o zi la alta. Cât de oribilă e cocina aia în care ai trăit tu atâta timp. Și când mă gândesc că tu nici măcar n-ai avut părinți care să te susțină. Eu măcar am avut o mamă și un tată. Și m-am simțit atât de rău când m-au dat afară din casă, crezând că eu sunt Briana. Vă rog, trebuie să mă iertați. Iza a decis să nu se mai lase influențată de părinți și să ofere o șansă relației cu surorile ei. A decis să nu mai fie atât de răsfățată și obsedată de lucruri materiale. Își folosește acum banii să ajute și oamenii din jur. Cele trei surori s-au împăcat și se înțeleg foarte bine, sunt bune prietene.